Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, în legislativ ar accede aceleași partide care se află acum acolo. PAS, PSRM, Partidul Politic Șor și PCRM. Cel puțin asta arată datele prezentate în cadrul barometrului sociopolitic, realizat de către Sibe Saxa la comanda Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS Viitorul și a Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale din România. Participanții la sondaj au spus care le sunt cele mai mari preocupări și cum cred că vor trece de această iarnă. Potrivit sondajului, în cazul în care duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, 36,5% dintre respondenți ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate. Pentru PSRM și-ar da votul aproape 29% din cetățeni, iar pentru Partidul Politic Șor 13,3%. PCRM ar acumula 6,8% din totalul intervievaților. Alte partide politice, potrivit sondajului, nu ar trece de pragul de reprezentare. Rezultatele au fost comentate de analistul politic român Dan Dungaciu. Dacă duminică ar avea loc alegeri, în acest moment, în Republica Moldova ar ajunge la putere cel mai posibil o coaliție pro-est. Totodată, potrivit cercetării, aproape 51% dintre intervievați ar vota la un eventual referendum pentru aderarea la Uniunea Europeană. În ceea ce privește aderarea la NATO, 71% sunt împotriva. În ceea ce privește viața socială, prețurile sunt cea mai mare preocupare a moldovenilor, arată datele barometrului social-politic. Pe locul 2 este războiul din Ucraina, urmat de sărăcie. O altă îngrijorare este viitorul copiilor, criza financiară și cea a gazelor, corupția, dar și lipsa încălzirii în perioada rece. Puțin peste 22% au spus că vor putea să-și achite facturile din venituri și economii, alți 11% spun că vor fi nevoiți să se împrumute, iar 16% speră să treacă de cheltuieli pentru utilități cu proprii bani, împrumuturi și ajutor de la guvern. Alți aproape 26% spun că au venituri suficiente, dar nu știu cum vor achita facturile. 9% spun că au datorii și nu știu cum vor face față plăților. 10% afirmă că nimeni nu vrea să le împrumute bani și nu au idee cum vor trece de această iarnă, iar aproape 5% sunt cu datorii și la fel nu-și imaginează cum o să iasă din sezonul rece. În contextul datelor prezentate mai sus, dar și a altor cercetări efectuate în ultimii 5 ani de Veceslav Ioniță, expertul economic spune că anul 2023 va fi marcat de un exod fără precedent al populației. Avem o bănuială rezonabilă că în acest an cel mai probabil vom avea cea mai mare migrație din toată istoria Moldovei. 70% din cetățenii Republicii Moldova spun că văd viitorul copiilor lor pe scoatarele țării. Vă imaginați? Solicitat pentru a comenta rezultatele barometrului social-politic, dar și concluziile experților în acest sens, nici șeful Direcției Comunicare cu Mass Media a președinției, Irina Gotișan, și nici purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, nu ne-au răspuns la apel și nici la mesajul expediat. Anterior, Vlas ne-a spus că nu comentează sondajul. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1015 respondenți și are o marjă de eroare de 3%. Autorii sondajului au specificat faptul că aceste date nu includ și opțiunile diasporei.